Bună, dragii mei! Sunt la cules de cireșe. Am doar acest pom. Uitați, vi-l arăt și de la distanță. Sunt cireșe foarte, foarte gustoase, delicioase, cărnoase. Și în vârf, stați că mă urc pe scară, vă arăt mai bine. În vârf sunt foarte, foarte coapte. Cioară. Foarte coapte. Gata, v-am arătat producția mea și acum haideți să ne apucăm de treabă, de o dulceață delicioasă. După cum vedeți, am cules toate cireșele, după care le spălăm. Le spălăm bine, bine, bine. Rupeți codițele, eu le-am cules fără codițe, scoateți sâmburii, aici eu am 3 kg de cireșe, peste aceste 3 kg de cireșe eu am adăugat 2 kg de zahăr. Și am lăsat o noapte, așa, cu zahărul peste ele. După care, în următoarea zi, le-am pus la fiert. O să fac spumă. Trebuie îndepărtată spuma de vreo 2-3 ori. Până ajungeți să nu mai facă spumă. Aproximativ de 2-3 ori. E suficient. Și mestecați în continuu, să nu se prindă la fund. La final, tăiați o lămâie și o scurgeți în oală. Și scoateți cu o linguriță. Deci în partea dreaptă, am scos mai devreme, vedeți că e mai roșiatică. Și în partea stângă mai târziu. Deci finalul e din partea stângă, așa trebuie să arate. Deci se vede diferența. Și la mine este gata dulceața. Uitați, arată superb. Foarte, foarte bine mi-a ieșit. Ca întotdeauna, nu de alta. Mi-au ieșit 6 borcane. Aceasta a fost rețeta mea. Dacă vă place, nu uitați să-mi lăsați un like și să vă abonați. Eu am fost Ramona. Pe data viitoare, numai bine!